Legea numărul 53 din 2003 sau Codul Muncii, așa cum este cunoscut pe piața muncii din România, a suferit din nou modificări importante, odată cu publicarea în Monitorul Oficial. Schimbările îi vizează mai ales pe angajatori, dar și cei care sunt angajați sau urmează să obțină un loc de muncă trebuie să-și cunoască drepturile ce li se cuvin în calitate de nou angajat. Astfel, începând cu data de 7 august, la locul de muncă a fiecărui angajat trebuie să existe câte o copie a contractului de muncă pentru fiecare salariat care prestează activitate în acel loc. Această obligație pentru angajatori este în plus, până acum neexistând acest amendament. Schimbarea majoră se produce în privința termenului de încheiere a actului adițional în caz de modificare a unui element din contractul individual de muncă. Acesta trebuie încheiat anterior producerii modificării și nu în termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificării, așa cum era până în prezent. Altă modificare constă în obligația angajatorului de a evidenția în montajele zilnice obligatorii a orei de începere și a celei de sfârșit a programului de lucru și de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidență ori de câte ori se solicită acest lucru. Și cuantumul amenzilor de nerespectare a legii a fost schimbat. Astfel, angajatorii pot să primească 10.000 de lei amendă pentru fiecare persoană identificată la primirea în câmpul muncii a unui salariat în afara programului de lucru stabilit, în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, precum și pentru nepăstrarea la locul de muncă a unei copii a contractului individual de muncă pentru salariații care prestează muncă în acel loc. Cu o sumă dublă, 20.000 de lei pentru fiecare persoană identificată, pot fi amendați cei care primesc la muncă persoane fără încheierea unui contract individual de muncă sau fără transmiterea raportului de muncă în Registrul General de Evidență a Salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității. Dacă totuși un angajator nu și-a respectat obligațiile față de angajat și acesta a fost amendat, se recunoaște de către legiuitor posibilitatea de a achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal, ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a unei sume ce reprezintă jumătate din amendă. Este introdusă și o sancțiune complementară pe care inspectorul de muncă o poate aplica contravenientului în cazul săvârșirii unor fapte, aceasta constând în sistarea activității locului de muncă organizat supus controlului. În acest caz, angajatorul poate relua activitatea numai după achitarea amenzii contravenționale aplicate și după ce demonstrează că a remediat deficiențele care au condus la sistarea activității. Noua ordonanță de urgență abrogă articolul 264 aliniatul 4 din Codul Muncii, referitoare la angajarea răspunderii penale a angajatorilor în situația în care primeau la muncă mai mult de 5 persoane fără încheierea în formă scrisă a contractelor de muncă, precum și prevederile articolului 9 aliniatul 1 din hotărârea Guvernului numărul 500 din 2011 privind Registrul General de Evidență a Salariaților. Termenul de muncă nedeclarată a fost de asemenea mai clar definit. Astfel, muncă nedeclarată poate fi în cazul primirii la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă sau netransmiterea raportului de muncă în Registrul General de Evidență a Salariaților în ziua anterioară începerii activității. Primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat sau în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial este considerată tot muncă nedeclarată și se pedepsește contravențional.